Menționam puțin mai devreme, iată-ne la un nou eveniment, azi duminică, în ultima zi de târg Gaudeamus, la standul editorii Herald, eveniment pe parentaj, care deschide cumva șirul lansărilor și al evenimentelor culturale de azi. Evenimentul se numește Rădăcinile violenței în educația copilului și forța vindecătoare a propriului adevăr. Un eveniment elejuit de lansarea celor trei cărți din colecția sau din, i-aș spune eu, seria de autor Alice Miller de la editura Herald, Pentru binele tău, drama copilului dotat și revolta corpului de Alice Miller. Invitatele noastre din această dimineață, care ne onorează cu prezența, Otilia Mantelers, leader hand parenting în România, susținând workshop-uri și conferințe pentru părinți încă din 2012, trainer de playful parenting, formator acreditat CNFPA, psiholog în formare. Deja gata. Psiholog. Dacă informația mea nu este actualizată, datată și completă, mai faci... Dacă vorbiți românesc... Bun. Cati Călin, psiholog, formator în metoda ESPERE. Lavinia Ținculescu, psiholog, psihoterapeut, lector universitar doctor la Facultatea de Psihologie a Universității Criterion, analist jungian. Am zis bine? Bun. Pe scurt, aș vrea să vă prezint personajul, i-aș spune, Alice Miller, ale cărei cărți le vom lansa astăzi și despre care vom discuta. Și apoi, bineînțeles, să trecem în miezul problemei și să discutăm despre problematica educației, despre pedeapsă, despre recompensă, despre revolta corpului, despre somatizări și așa mai departe. Alice Miller, psiholog elvețian, a fost recunoscută în mod special pentru lucrările sale în domeniul abuzului părinte-copil, cu foarte multe cărți traduse în numeroase limbi. Cartea sa, Drama copilului dotat, a dat naștere unor dezbateri intense și a devenit un bestseller internațional. Opiniile sale asupra consecințelor abuzului față de copil au devenit deosebit de influente. Alice Miller a ținut să clarifice că termenul abuz nu se referă numai la violența fizică, aș spune eu, la violența domestică din cadrul unei familii, ci și la abuzul sexual, la violența psihologică, la violența emoțională și ea și la o formă de abuz mai insidioasă, așa cum am spus, abuzul emoțional sau psihologic. Acesta este insidios deoarece e dificil de identificat și de oprit, căci persoana abuzată are adesea tendința de a ascunde abuzul chiar și de sine și s-ar putea să nu devină conștientă de el decât în urma unui eveniment dramatic sau a instalării depresiei ce se cere tratată. Și asta mă duce un pic cu gândul apropo de ideea de a ascunde abuzul emoțional sau orice altă formă de violență și de abuz, mă duce cu gândul și la, pentru că îl percep ca pe un soi de stigmat, de etichetă, și mă duce cu gândul la evenimentul de ieri cu Gabor Mate, despre cartea lui Gabor Mate, Pe tărâmul fantomilor comentate, unde am vorbit despre aceeași jenă, despre aceeași rușine, despre aceeași teamă de a ascunde faptul că suferi de o dependență, de o adicție, de o anumită tulburare de comportament. Alice Miller, care în discursul său asociază psihanaliza cu pedagogia neagră, pune abuzul psihologic parental la baza tuturor nevrozelor și psihozelor, și două dintre aceste cărți ale lui Alice Miller despre care vom vorbi azi au foarte mare legătură între ele. Vorbesc despre Revolta corpului și Pentru binele tău, în care ea se apleacă asupra copilăriilor unor personalități, nu știu,
Virginia Woolf, Franz Kafka, Adolf Hitler, poeta Sylvia Plath, în care arată cât de dramatice sau cum au influențat viața de adult traumele suferite în copilărie și mai ales abuzul primit din partea părinților. Ea a analizat, așa cum am spus, din această perspectivă, viața unor figuri problematice ale istoriei, despre care afirmă că au suferit de abuzuri parentale repetate. Prima întrebare pentru Otilia Mantelers: cine este Alice Miller și de ce este atât de importantă contribuția ei pentru noi astăzi? Aș începe prin a povesti despre cum am auzit eu de Alice Miller. Vorbeam cu psihologul american Larry Cohen, cu care m-am format eu un tape parenting, și dânsul mi-a spus de cartea de drama copilului dotat. Apoi am auzit de această carte, de fix această carte, în cărțile Aletei Solte, pe care le-ați publicat tot dumneavoastră, editura Herald, și am văzut că Alice Miller a stat la baza formării unor mari nume în psihologia copilului din ziua de astăzi, și am zis, ia să citesc și eu ce anume din cărțile lui Alice Miller, din felul în care a gândit și a contribuit, da, la dezvoltarea psihologiei, ce anume a ajuns la mentorii mei, și am văzut o adevărată lume acolo, în drama copilului dotat, în revolta corpului, în felul în care a fost ea atât de curioasă să explice, copilăriile acestor personalități și câtă muncă a depus, pentru că ea povestește în revolta corpului cum s-a dus la la rudele rămase ale lui Dostoievski, ale lui Paul Klee, nu? Ale multor personalități, și să întrebe ce s-a întâmplat, pentru că în general în lumea artei, pardon, oamenii nu sunt așa de interesați de, hai să vedem cum a ajuns Picasso să picteze în felul acesta, ce s-a întâmplat, ce e în spate. Deci ea este Alice Miller, eu am iubit-o din primul moment, și cartea asta, Drama copilului dotat, cred că e prima care m-a adus în contact cu mine. Și nu mai știu dacă m-ați mai întrebat ceva. Asta a fost. Cine e Alice Miller? Cathy Kalin. Care este de fapt drama copilului dotat? Și despre ce vorbește până la urmă Alice Miller în această carte? A fost tare interesantă pentru mine, pentru că vorbește despre niște lucruri nu neapărat evidente, tocmai pentru noi copiii, sau noi copiii generației anterioare, care n-am beneficiat de munca lui Alice Miller și al altora, cumva s-ar putea să fie ascuns ceea ce am trăit. În sens